În articolul 15, aliniatul 1 al Ordonanței de Urgență 90 din 6 decembrie 2017, se arată că ordonatorii de credite a instituțiilor și autorităților publice au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției. Dacă pentru unele instituții, cum este Garda Forestieră, cele 10% nu înseamnă foarte mult, pentru Serviciul Județean de Ambulanță reducerea bugetului poate face diferența între a ține mașinile în garaj și a le trimite pe teren pentru ca medicii să ajungă la pacienți. Șeful Serviciului Județean de Ambulanță, Alexandru Lăzăreanu, ne-a declarat că instituția nu poate să reducă bugetul de cheltuieli cu 10% pentru că parcul auto este învechit și mașinile se defectează în mod frecvent. Ordonanța se aplică și ambulanței. Ne putem încadra cu o condiție, să oprim mașinile care s-au stricat și să nu le mai reparăm. Având în vedere că nu s-a înnoit parcul auto, nu am de unde să scad cheltuielile. Noi nu facem cheltuieli excentrice. Bugetul nostru este cam la fel ca cel de anul trecut, ne-a declarat Alexandru Lăzăreanu. Șeful de la ambulanță a mai spus că a informat în scris Departamentul pentru Situații de Urgență cu privire la faptul că instituția sa nu poate să reducă bugetul pentru funcționare, însă nu a primit încă niciun răspuns.